Situație revoltătoare într-un tren CFR Călători. Un tânăr nevăzător se plânge că nu a fost lăsat de controlor să urce în vagonul unde avea bilet pentru că era însoțit de câinele care este ghid. Bărbatul spune că a reușit să ajungă la cușetă abia după ce a sunat la 112 și a intervenit un polițist. Reprezentanții CFR au negat acuzațiile și au dat vina pe un alt pasager care nu ar fi acceptat câinele în vagon. Silviu Roșu și labradorul Bazil, care îi este ghid, au încercat să urce în București în trenul ce urma să-i ducă la Cluj-Napoca. Silviu avea loc la cușetă, dar... În momentul în care m-am apropiat de vagonul de cușetă, împreună cu câinele ghid, Bazil, domnul controlor, într-un mod agresiv, mai ales verbal, mi-a zis că nu am voie în vagonul de cușetă cu cățelul. Silviu susține că i-a explicat controlorului că, potrivit legii, câinele său trebuie acceptat în tren. A continuat să țipe la mine. Mai erau 3 minute până ce trenul pleca și el mă ținea de braț să nu mă urc în tren. Am insistat și, într-un final, m-am urcat. Am sunat la 112. În gara din Ploiești a fost așteptat de un echipaj de poliție care a încercat să aplaneze conflictul. Abia atunci a putut merge spre cușetă, însă problemele nu s-au încheiat. Unul dintre călători a refuzat să împartă locul cu labradorul Bazil, așa că Silviu a fost mutat în altă cușetă. Acolo oamenii au fost mai înțelegători. Reprezentanții CFR Călători au însă altă variantă. Neagă faptul că tânărul nu a fost lăsat în tren și spun că problema a apărut doar la cușetă din cauza pasagerului care nu l-a dorit pe Bazil drept partener de călătorie. A încercat să găsească un alt loc în vagon. Ține că nu era lăsat efectiv să intre în tren, în vagon. Explicați-mi și mie atunci cum a reușit totuși să intre în vagon și poliția s-a suit de la Ploiești. Spune dânsul că a reușit cățelul să urce mai întâi și l-a tras pe el. Nu avem nicio dovadă în acest sens. Este foarte clar că noi cercetăm toate aspectele semnalate de domnia sa. Vom căuta oricum să nu avem astfel de evenimente pe viitor. CFR Călători susține că tânărul ar fi trebuit să anunțe din timp că va călători cu un cățel și i-ar fi rezervat o cușetă. Silviu Roșu se plânge însă că la casă, atunci când a luat biletul, i s-a spus că o asemenea cerere se rezolvă abia în 2 săptămâni și nu va avea acest timp la dispoziție. Labradorul Bazil este dresat de Light into Europe, o fundație care pune la dispoziție câini pentru nevăzătorii din România. Sunt câini blânzi, extrem de inteligenți, care nu creează niciun fel de probleme. Cu toate acestea, iată că sunt călători care pot fi deranjați de prezența lor. Iar CFR Călători susține că, în baza unui regulament european, pasagerul cu probleme de vedere trebuie mutat în altă parte a trenului în această situație, acolo unde călătorii nu sunt deranjați de câinele ghid. Ce înseamnă însă deranj depinde mult de la o țară la alta. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.